Salutare și bine te-am găsit! Acum 2 săptămâni am lansat cursul de pian în format video și astăzi lansez primul concurs de tip giveaway prin care poți câștiga, prin extragere, un abonament premium pe 6 luni în valoare de 774 de lei sau un abonament premium pe 3 luni în valoare de 387 de lei. Ce trebuie să faci ca să poți câștiga unul din cele două premii? Concursul are loc pe Instagram și trebuie să parcurgeți următorii pași pentru a avea o șansă de câștig. În primul rând, trebuie să urmărești pagina de Instagram Empiano. În al doilea rând, trebuie să urmărești pagina de Facebook Empiano. Și ultimul pas, trebuie să dai tag în comentarii a 3 prieteni sau cunoscuți care ar fi interesați să învețe la pian. Orice share pe story este binevenit. Extragerea va avea loc pe 7 mai, ora 12. Cursul complet are 30 de lecții. În acest moment, pe platformă sunt disponibile 13 lecții, urmând ca celelalte lecții să apară în curând. Toate lecțiile sunt exemplificate pe cântări creștine. Și acum, câteva detalii despre planul de lecții pe care îl vom urma în acest curs. Prima lecție, numele notelor și identificarea acestora pe claviatura pianului. A doua lecție, poziția corectă a mâinilor, a încheieturilor și a degetelor. A treia lecție, intervalele muzicale, apoi urmează lecția cu gamele majore, apoi acordurile în stare directă, elementele acordurilor, răsturnarea acordurilor, apoi intrăm în conceptul de ritm și durată. Urmează apoi lecția primului acompaniament pentru mâna stângă, apoi dezvoltăm cu ajutorul arpegilor, învățăm și duratele mai scurte, precum optimile, iar apoi ajungem la al doilea acompaniament pentru mâna stângă, unde deja lucrurile capătă mai mult sens și cântăm deja la un nivel destul de decent. Urmează lecția cu ritmul contratimpat, apoi acordurile suspendate, anacruza, acordurile cu basul schimbat și ritmul ternar, al doilea tip de ritm pe care îl învățăm în acest curs. Apoi urmează o lecție foarte importantă, sistemul tonal major, după care învățăm acordul cu septimă, răsturnările acordurilor cu septimă, septimele diatonice și apoi ritmul sincopat, ritmul pe 3 seturi de timp și apoi ritmul de swing, ritmul inegal, un ritm care este folosit în piesele de jazz. Ultimele lecții vom discuta despre treptele alterate, acordul cu nonă, acordurile de trecere și intrăm ușor în gamele minore și în tonalitatea minoră. Iar ultima lecție este dedicată 16-imilor, adică duratelor și mai scurte decât optimea. Cursul este destinat celor care nu au avut lecții particulare cu un profesor și vor să-și dezvolte tehnica de acompaniament, vor să învețe mai multe despre teoria muzicii și vor să înțeleagă mai multe lucruri despre acorduri, despre ritmuri, despre muzică în general. Primele 4 lecții din acest curs sunt disponibile în mod gratuit, trebuie doar să intrați pe site-ul curs.empiano.ro și apoi vă înscrieți cu adresa de mail pentru a accesa cele 4 lecții gratuite.